Bună, dragilor! Bine vă regăsesc la un nou episod de Minutul de Conștientizare. Numele meu este Alexandra Mihărtescu și, în urma unei analize mai îndelungate, am ajuns la concluzia și a cererilor voastre, bineînțeles, să discutăm un picuț despre latura karmică sau, cum mai este ea numită, a doua noastră natură. Așadar, în episoadele următoare, începând cu acesta, am să abordez latura aceasta foarte, foarte pe scurt, lansând oarecum la final o întrebare în direcția voastră pentru ca voi să răspundeți. În particular, sau dacă doriți, puteți să lăsați acest răspuns chiar și în comentariu. Bun. Pentru cei născuți în data de 1 a oricărei luni, sau chiar 23, iarăși a oricărei luni, a doua voastră natură sau greșeala ce necesită să nu o repetați în viața aceasta este trădarea de frate, soră sau oricum, ori frate, ori soră, în funcție de fiecare. Acum, tendința va fi și viața va avea grijă să vină să vă pună într-o situație în care să trădați din nou. La ce se referă trădarea? Trădarea se referă la trădarea de încredere sau faptul că el, persoana respectivă care vă consideră ca fiind un frate sau o soră, sau poate chiar sunt frați sau sore, surori de sânge, ei consideră efectiv că i-a strădat. Așadar, dacă vreți ca norișorii negri să nu apară deasupra capului vostru în viața aceasta și să nu vă repetați karma, cei care sunt născuți în 1 și în 23 a oricărei luni, evitați pe cât posibil trădarea de frate sau soră. Mai mult decât atât, pentru a putea să vă îmbunătățiți în această viață existența, căutați să îi sprijiniți pe acești frați sau pe aceste surori pe care le aveți. Nu trebuie să fie de sânge. Așadar, aștept cumva răspunsuri dacă puteți să-mi lăsați voi cei născuți în 1 sau 23. Sau persoane pe care cunoașteți născute în 1 sau 23. Care este relația cu fratele sau sora? Se înțeleg bine? Nu se înțeleg bine? Cum descrieți voi această relație? Ne vedem la următorul episod. Spor la conștientizare!